Spaimă în localitatea Hălăucești, miercuri seara, în jurul orei 21:30, după ce într-o gospodărie a izbucnit un incendiu. La fața locului au fost trimise două auto speciale de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor calificat de la substația de pompieri din municipiul Pașcani. Până să ajungă salvatorii la fața locului, toți membrii familiei, printre care și 7 copii, au reușit să iasă din casă cu ajutorul vecinilor. O bătrână a avut nevoie de îngrijiri medicale după ce a suferit un atac de panică. La fața locului s-au deplasat un echipaj SAJ de tip B, un echipaj de tip C, dar și un EPA Pașcan pentru evaluarea victimelor. Vorbim despre gemeni care au 7 luni și încă 5 copii cu vârstele de 2, 4, 6, 8 și 10 ani. Aceștia au fost evacuați imediat de vecini și nu au necesitat îngrijiri medicale. În schimb, buna acestora a suferit un atac de panică. Femeia a refuzat transportul la spital, a conchis profesorul dr. Diana Cimpoieșu, medic coordonator UPUS Murdiaș. Potrivit raportului pompierilor, au ars aproximativ 100 de kilograme de materiale textile, mobilier din lemn și uz casnic din plastic. Cauza probabilă de producere a incendiului a fost amplasarea necorespunzătoare a materialelor combustibile față de mijloacele de încălzire.